găsit tuturor, numele meu este Cristina Melinte și mă bucur să fim astăzi alături la emisiunea Omul între soartă și destin. Invitata de astăzi, terapeut Elena Gabriela Zlei. Subiectul emisiunii, alcoolismul. Atunci când în harta natală, luna este în aspect de cuadratură cu Uranus, devii alchimistul emoțiilor tale și vrând nevrând, viața te împinge pe drumul vindecării. Pe Gabriela am cunoscut-o, mi se pare că acum, așa parcă în altă viață, acum mulți ani, în 2013, când m-am rugat la Dumnezeu să-mi trimită un om care să mă susțină. Și așa, dintr-o întâmplare întâmplătoare, am cunoscut-o pe Gabriela. Se pare că a fost omul pe care Divinul a ales să o trimită în viața mea la momentul potrivit evoluției mele. Bun găsit, Gabriela, și mulțumesc că ai acceptat invitația astăzi în studiourile Terra Nova TV. Și în afară de relația terapeutică, ne leagă o frumoasă poveste de prietenie, pentru că atunci când se creează conexiuni la nivel de suflet, se creează prietenii și relații ce dănuiesc dincolo de timp și de spațiu. Bună, Cristina, mulțumesc frumos pentru invitație și sunt tare încântată să fiu în aceste studiouri. Tema pe care vă propunem astăzi este o temă sensibilă, delicată și dureroasă pe alocuri. Gabriela ne va împărtăși atât din experiența personală cât și din cea profesională. Este un terapeut care a ales să-și facă treaba așa, în taină, fără prea multă reclamă, publicitate. Oamenii care o recunosc vin la ea, îi trimite Divinul, așa, pe căi necunoscute, nebănuite și neînțelese de mintea umană. Spuneam că este o temă sensibilă și delicată, tema alcoolismului. Este o temă care există, de foarte multe ori ne facem că nu o vedem, poate ne rușinăm, poate judecăm foarte mult, însă ea există și este momentul să ne aplecăm cu iubire, cu înțelepciune și cu foarte multă compasiune. Gabriela, spuneam că ai venit aici să ne împărtășești și în experiența ta personală. Am să-ți adresez o întrebare, o întrebare care poate să stârnească niște emoții și amintiri poate dureroase. Dacă ar fi să îți aduci aminte de tatăl tău, să-l descrii într-o propoziție, o frază, care ar fi imaginea dânsului? Pentru că tatăl Gabrielei a plecat dincolo când Gabriela avea vârsta de 5 ani. Prima imagine pe care o am eu despre tata este unui om foarte frumos fizic, dar pe care eu personal nu l-am văzut niciodată treaz. Nu știu cum arăta tata, ca și cum ar fi fost un om cu mintea limpede. Complet, continuu era amețit, nu știu ca în cei 5 ani ai mei de viață el să fi fost vreodată treaz. Să le spunem celor care urmăresc emisiunea că tatăl tău era, dacă sunt diagnosticat, nu știu cât de corect spun, sau... Tata, da, a fost diagnosticat cu alcoolism, a fost de 3 ori dus de mama cu acordul lui la dezintoxicare. Dar pentru că în acele vremuri nu se practica și un alt fel de terapie, acea de dezintoxicare chimică nu a ținut. Mai mult de 2 săptămâni nu reușeau să-l țină pe linia de plutire vis-a-vis de a nu mai putea consuma alcool, pentru că nevoia lui emoțională era cu totul alta. Gabriela, aceste lucruri tu le-ai înțeles pe măsură ce ai căutat să înțelegi ce ți s-a întâmplat în copilărie? La un moment dat, nevoia mea de a înțelege ce s-a întâmplat cu tata, toată lumea mi-l descria pe tata ca un om foarte bun și foarte inteligent. Următoarea întrebare pentru mine a fost: ok, dar dacă ești atât de bun și de inteligent, cum nu poți lăsa o dependență? Asta a fost cu foarte mulți ani în urmă când eu am început să mă întreb. După care am început să studiez dependența, pentru că în momentul în care eu m-am apucat de studiat, materialele disponibile pentru mine erau foarte puține. Acum, dacă îmi permis cu acordul tău să le spunem spectatorilor că tu te-ai născut așa prin anul 1968, adică discutăm despre o perioadă în care informația nu era așa la scară largă răspândită și era un pic mai greu de accesat materiale în caracter științific, spiritual,
în acea perioadă. În acea perioadă era aproape imposibil să ai acces la materiale decât dacă făceai o facultate de medicină, să spunem, în care alcoolismul era tratat doar medical, nu și psihologic. Iar atunci nu m-am gândit să caut. Toate aceste întrebări au apărut în momentul în care copilul meu se apropia de vârsta mea și frica care m-a cuprins în momentul ăla este că și copilul meu va rămâne fără tată așa cum am rămas eu. Da, să le spunem spectatorilor că viața Gabrielei s-a desfășurat așa cum a știut ea să-și ducă viața. Copilul Gabriela la vârsta de 5 ani rămâne fără tată, un tatăl care, așa, pe românește spus, era etichetat ca fiind alcoolic. Gabriela își urmează studiile, se căsătorește, devine mămică și pe măsură ce fiul ei se apropia de vârsta de 5 ani, vârsta la care tatăl Gabrielei plecase dincolo, în lumea cealaltă, pe tine te-a cuprins această spaimă, această frică? Această spaimă și spaima era atât de puternică încât aproape mă paraliza. Ce am putut face în momentul ăla? Am urmat aceeași cale pe care a urmat-o tata, doar că pentru el adicția a fost de alcool, pentru mine adicția a fost de muncă. Neputând face față acele emoții foarte puternice, n-am făcut altceva decât să mă arunc în muncă, complet inconștient la acel moment. Ajunsesem să muncesc câte 16-18 ore pe zi, doar din frica de a nu da nas în nas cu ceea ce se întâmplă în interiorul meu. Și dacă ar fi să te întreb, Gabriela, dacă dependențele se transmit transgenerațional, care ar fi răspunsul tău? Din punctul meu de vedere, da. Nu neapărat aceeași formă de dependență. O formă poate diferită de dependență. La unii aceeași formă de dependență, la alții diferită. La mine, cumva, eu cred că s-a transmis, dar sub o altă formă. Da, și sub altă formă fiind dependența de muncă, când ai realizat că manifesti ceea ce se numește dependență de muncă? Pentru că așa cum tu mi-ai povestit într-o conversație privată, sunt dependențe care sunt judecate de societate. Dependența de alcool, de substanță, este judecată, arătată cu degetul de societate, însă sunt între ghilimele acele dependențe bune care sunt aplaudate de societate. Și dependența de muncă cumva intră la categoria dependențelor aplaudate. Da, eu eram foarte aplaudată. Eram foarte aplaudată de societate și toți de cei din jurul meu. Vai, câtă putere de muncă poți să ai, cum poți să muncești așa constant, 16 ore pe zi de atâția ani. De fapt, acolo nu era vreo consecvență, ci era o fugă cât mai puternică de mine însămi. Și dacă tatăl tău manifestase dependența aducându-se în alcool, tu manifesti o altă formă de dependență, dependența de muncă. Care a fost momentul în care tu ți-ai dat seama că ești dependentă de muncă și este tot o dependență? La acel moment nu mi-am dat seama decât în momentul în care am ajuns într-un burnout, într-o epuizare emoțională și fizică extraordinar de puternică. Și în momentul ăla am început să mă întreb, nu am avut încotro. Erau două variante, să mă întreb și să mă străduiesc să înțeleg, crezând foarte clar că dacă doar înțeleg, o să se și rezolve. Surpriza a fost că nu e așa. Adică tu ai căutat la nivel cognitiv să înțelegi cum să înțeleg la, da. Te-ai dus, ai studiat, ai cercetat, ai pregătire academică, pregătire de specialitate științifică. Însă viața ți-a arătat că nu e suficient, mai trebuie ceva, lipsa un ingredient. Fusese cam așa. Am crezut cu toată tăria mea că dacă voi înțelege ce i s-a întâmplat tatei și de ce a ajuns acolo, o să înțeleg și în același timp o să înțeleg și pentru mine. Surpriza a fost că după ce am înțeles, am adunat absolut toate datele, asta nu înseamnă că a schimbat ceva în viața mea. Toate se derulau la fel. Dependența continua să fie acolo, nevoia mea de a munci continua să fie acolo. Și în momentul ăla mi-am dat seama că nu înseamnă că mai trebuie ceva. Acel ceva era terapia profundă. Nu doar înțelegerea și prelucrarea cognitivă, prelucrarea la nivel de înțelegere. Este o parte din terapia prelucrarea la nivel de înțelegere.
profund este să poți să treci din nou prin acea emoție. Tatăl meu n-a avut șansa să facă acest gen de terapie, pentru că viața lui a fost una cruntă pentru un copil. El fiind născut în 1935, tatăl lui a fost la 5 ani, a fost luat pe front. Wow, avem din nou vârsta de 5 ani din nou. Și ceea ce în psihologie se numește sindrom aniversar, dacă spun bine sau corectează-mă. Nu știu dacă e un sindrom aniversar, dar bunicul a fost luat pe front când tatăl meu avea 5 ani. Eu am repetat cumva povestea tot la 5 ani. Cumva în tata murise tatăl lui când el avea 5 ani și iar tatăl meu la 5 ani murise fizic pentru mine. Mm-hmm. Bunicul s-a întors din război. Dar s-a întors bolnav și a murit foarte rapid, foarte repede. Ceea ce pentru tata a fost un dublu abandon, o dublă durere. În același timp, bunica, fiind atât de supărată și fiind o femeie singură care trebuia să-și crească doi copii, în 35-40 este aproape imposibil să-ți poți închipui că o femeie se poate descurca cu doi copii. Și cu toate acestea, bunica mea paternă s-a descurcat. Da, probabil că o altă structură, o altă, nu știu, o hartă natală, îmi vine să spun că toți suntem la emisiunea Omul între soartă și destin. Însă se pare că dependențele sunt un lucru pe care nu-l putem trece cu vederea. Exact cum Gabriela ne spune, uneori nu-i suficient decât cognitiv să înțelegem. De cele mai multe ori nu este suficient doar cognitiv să înțelegem, pentru că înțelegerea îți aduce un plus de cunoaștere, este obligatorie. Dar terapia este altceva. Este asumarea faptului că tu, ca să te poți vindeca, tu trebuie să mai treci odată pe acolo. Să mai treci odată prin durere. Dar este pentru ultima dată când faci lucrul ăsta. Mai trece încă o dată prin durere, dar ce face diferența? Faptul că ești însoțit de data asta? De data asta ești însoțit și este cineva care te ajută să poți să procesezi, că este procesul de copil interior, care este un proces fascinant. Procesul cognitiv se dezvoltă în jur de 14 ani. Noi nu putem înțelege lucruri mai repede de 14 ani. Până atunci manifestăm tot ce e în jurul nostru. Ce avea tata în mod efectiv era o tristețe foarte profundă, neprelucrată sub nicio formă. Tristețe pe care și eu am luat-o la rândul meu. Pentru că era singura manifestare pe care o știam când vedeam un masculin. Cu toate că mi se prezentaze că e vorba de un alcoolic, ceea ce îmi rămăsese mie era tristețea de la el. Era moștenirea pe care o luasem de acolo. Și mai e o moștenire pe care eu simt să o adaug și să completez tablou. Ție ți-a rămas de la tatăl tău faptul că era un om inteligent, deștept. Și vezi tu, această deșteptăciune, eu observ la tine, această inteligență, această capacitate de a te informa, de a opera cu informații tehnice, științifice și această capacitate de a fi un autodidact. Da. Cumva neștiind de unde să-mi iau alte informații, nu m-am gândit că vreo școală te poate pregăti în acest sens și n-am făcut altceva decât să studiez. Mi-a luat ani de studiu și de consecvență și nu neapărat doar de dependențe. Dependența e doar ultima formă în care pompierul din tine stinge toată durerea. Da, așa este. Am ales astăzi să venim cu această tematică, alcoolul. Și da, aici discutăm despre alte tipuri de dependență. De ce această tematică? Pentru că știu că foarte mulți dintre noi judecăm, criticăm, pentru că nu înțelegem și atâta timp cât în societate, în viețile noastre, în familia extinsă, ne confruntăm cu astfel de situații, să înțelegem că este și despre noi. Nu este numai dependența lor, pe care o vedem și o arătăm cu degetul, este și a noastră a tuturor. E și despre noi. E și despre noi, pentru că ne uităm acolo cu judecată. Cu foarte multă judecată și cu foarte multă răutate, la genul
nu e în stare, nu vrea. Nimeni nu se gândește că de fapt omul ăla nu mai poate. În spate fiind o foarte mare durere, alcoolul este cel mai cunoscut antidepresiv. Da, alcoolismul este definit extrem de dur de psihiatrie. Înseamnă că tu ai băut zilnic cel puțin 50 de grame de alcool în fiecare zi, consecutiv mai mult de 2 săptămâni. Asta ar însemna că dacă ar fi să punem diagnosticul de alcoolism, după cum spun statisticile, înseamnă că jumătate din populația României este alcoolică. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, la momentul ăsta, noi condamnăm foarte mult dependența de substanțe. Alcoolismul e tot o dependență de substanțe. Doar că dependența de substanțe chimice, pe care nu vreau să le numesc în momentul ăsta, este mult mai condamnată decât dependența de alcool. Numai că e același lucru. Dependența de substanțe te omoară în 2-3 ani. Dependența de alcool te omoară în 10-15 ani. Dar tot acolo se ajunge. Și dacă ar fi să găsim un numitor comun la dependență, care ar fi numitorul comun, indiferent de forma în care se manifestă? Durerea foarte puternică. Durerea interioară foarte puternică și neprocesată. Nu contează că e dependență de alcool, de substanțe, de tutun, de muncă. E o durere de mâncare. De mâncare, exact. E o durere foarte puternică și nimeni nu condamnă că tu muncești 16 ore pe zi, cum nimeni nu condamnă că tu mănânci 2 torturi la amiază. Nu numai că nu condamnă, bine, se pune eticheta, mamă, ce nesimțit, ce nesimțită, eu uite cât mănâncă. Da, dar mănâncă ca 2 puncte. Exact. Da. Doar că e exact aceeași dependență. E dependența de o substanță. Se pare că cele mai multe endorfine se produc, se pare, nu știu exact, în intestine. Asta înseamnă că în momentul în care tu ai mâncat ceva dulce, tu îți crești producția de endorfine. De fapt, ce e? Tot un drog. Da? Tot o mâncarea care se transformă în drog. Că nimeni nu mănâncă doar de ce. Mă gândeam acum dependența de persoane. Știi cum ai venit cu această explicație, cum efectiv se creează endorfine? Da, acolo mecanismul este mult mai complex. O să îl dezbatem pe larg într-o altă emisiune. Da. Însă mi-ar dori foarte mult să rămânem acum și să acordăm spațiu acestei dependențe, cunoscute sub numele de alcoolism. Și îmi vine o întrebare, oare introverții sunt mai predispuși decât extroverții? E o întrebare, pur și simplu. Introvertul își trăiește emoția complet în interiorul lui. Nu este, nu știu dacă capul, nu are posibilitatea să o dea în afară. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tot ce e interiorul lui îl macină cumva pe interior. Un extrovert vine și spune. Se manifestă într-un fel sau altul. Nu contează dacă se manifestă sănătos sau mai puțin sănătos, dar el se manifestă. Trântește, izbește, bușește, spune, se duce, trage de mânecă. Un introvert nu poate să facă lucrul ăsta. Pentru că este o chestiune de structură și este o chestiune de dat. Așa ne-am născut, asta e structura, înțeleg. Da, unui introvert este foarte greu să facă chestiile astea. Acum, astea sunt ca etichete puse de psihologie. Nu am reușit să-mi dau seama și nici n-am căutat foarte tare dacă introvertul este așa născut el, extrem de sensibil pe interior și nu se poate manifesta, sau este format în copilăria foarte mică de părinți, nedându-i voie să se exprime. Cred că e cumva combinată. Da, posibil. Posibil, deci da. Ceea ce simt eu este că e combinată. Din terapiile pe care le susțin, le-am susținut eu și le susțin în continuare, cel mai mult la terapie, pentru mine, mi-ajung introverții. Fiind o terapie doar unul la unul, le este greu să se expună într-o terapie de grup. Și le este greu să vorbească ce au de vorbit. Nu contează cât de... lor li se pare foarte grav. Și atunci le e mai ușor în unul la unul. Se tot aude și se vorbește acum foarte mult de traumă. Traumă în sus, traumă în jos. Ideea este, din punctul meu de vedere, că trauma trăindu-se profund în interior, dacă tu ești și introvert,
ție ți-e foarte greu să-i dai drumul să iasă în afară. Și atunci o duci cumva, o emoție și un gând atașat, că e un gând atașat și o emoție, care rămân stagnante în corp. Rămânând stagnante în corp, ele în timp pot duce la boli. Nu contează ce fel de boală, adică la fiecare în funcție de, nu știu, și ce linie transgenerațională are și ce se întâmplă acolo, nu știu să spun, adică nu am date concrete despre cum și ce se întâmplă în mod clar, dar o somatizare se pare că la 90% din boli este vorba de somatizare. Și cei care vin către tine cu astfel de, mă rog, dependențe, dependența de alcoolism, este alegerea lor sau cumva familia îi susține, îi reționează? Dependenții de alcool ajung foarte greu la terapie, pentru că deja au cumva cogniția, deja au mintea, gândirea este cumva încețoșată, pentru că alcoolul iese din tot sistemul nostru cam în 48 de ore, dar dacă el bea zilnic, nu contează cantitatea, el ajunge să bea zilnic, nu mai apucă ca și alcoolul să iasă din circuit. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu se gândește că există vreo salvare. A, deci nici măcar în sistemul lui, în modul lui de a gândi, de a percepe viața, varianta că există o soluție, nici măcar nu mai există. Adică nu mai există, nu se gândesc, dar foarte puțini sunt cei care să și gândesc că există o salvare și foarte puțini sunt cei care să și îndreaptă spre o terapie. Din păcate, din punctul meu de vedere, spun păcate pentru toată această terapie se face doar în spitale de psihiatrie. Iarăși, din păcate, spun acolo, nu e un cadru propice pentru un alcoolic, nu pentru un orice fel de dependent. Pentru că fiind și foarte multe boli psihice acolo, sunt cam amestecați. Tu ai nevoie de un cadru de siguranță, de înțelegere foarte multă, să fii cât mai aproape de familie, dar nu în același mediu. Ce am mai observat, iarăși foarte des, se întâmplă ca și cei din familie să întrețină această adicție, să întrețină această... Pentru că se mai poate întâmpla ca un alcoolic să devină extrem de violent și atunci ca el să nu mai fie violent, cineva de acasă îi cumpără alcoolul. Da, asta și... este tot așa o lipsă de educație, de informare... Da, și dar la toate dependențele, am observat și la dependența de mâncare, el este în casă, nu poate ieși și vine cineva și aduce mâncarea exact aia care n-ar avea nevoie. Da. Deci e cam universal valabilă. E cineva care ți întreține adicția, iar tu nu mai ai suficientă putere interioară încât să-i faci față, că nu e o chestie de voință. N-am întâlnit până acum dependent, indiferent de forma de dependență, care să nu fie conștient de ce îi se întâmplă. În 90% din cazuri sunt conștienți. Ceea ce spun ei cel mai mult, spun așa, pot controla. Mai ales la dependența de alcool spun pot controla. Ideea este că nu poate controla. Păi, dependența asta este vede foarte clar, Gabriela, pentru că noi cei din afară, când ne uităm la cei care au dependențe, îi vedem ca lipsiți de voință. Nici pe departe nu e așa. Pentru că tu ai o parte din tine care îți stinge toate durerea. Tu ce să ai voință cu tine, voință cu... Îți practic două părți în tine. O parte care îți stinge durerea și cealaltă care îți spune, băi, nu e ok. Nu e în regulă ce ți se întâmplă. Amândouă voci sunt în tine și ele ce se fac? La un moment dat sunt în conflict. Și în loc să te poți susține, tu te autosabotezi din ce în ce mai mult. Și tu nu poți să faci asta decât cerând ajutorul. Și nu te scoate terapeutul de acolo, te scoți singur. Tu, ca și terapeut, nu faci altceva decât te întinzi mâna. Și dacă el este dispus să întindă și el mâna, în momentul ăla poate păși de acolo. Bun, și familia cum ar putea să susțină? Familia doar cu compasiune și iubire.
Nu poți împinge pe cineva la terapie, pentru că dacă tu îl împingi la terapie, nu faci altceva decât să mai adaugi o agresiune acolo. Ei nu ajung la terapie pentru că nu cred că e posibil. Și se simt atât de vinovați, de rușinați, de neadecvați în tot ce se întâmplă în jurul lui, încât nu-și mai dă nicio șansă. Și primul pas când tu pornești pe calea terapiei este să-ți mai dai ție o șansă. În momentul în care tu ai reușit să faci lucrul ăsta, întotdeauna există cineva în univers care te poate ajuta. Da, și exact cum ne spune Gabriela, familia, societatea are un rol important, chiar un rol esențial în astfel de situații, și acelea ar fi să ne uităm cu compasiune, cu înțelegere și să fim pur și simplu acolo. Ce putem face? Să nu mai judecăm, să nu mai criticăm, să nu mai arătăm cu degetul. Tendința de a, pentru că nu neapărat de cele mai multe ori, dar de multe ori alcoolicul este și violent, nu neapărat fizic. Este suficient să fie violent verbal. Cel mai simplu este să-i pui eticheta. Ca și cumva tu să te depărtezi de acolo. Doar că cu cât îl etichetezi mai mult și cu cât îl cerți mai mult și cu cât îl agresezi și tu fizic, nu fizic, emoțional în momentul ăla, este și lui mai greu. Din punctul meu de vedere, alcoolismul și din tot ce am citit eu, alcoolismul este doar depresie și tristețe neprelucrată. Iar alcoolul este, repet ce am spus puțin mai devreme, alcoolul este cel mai cunoscut antidepresiv. Îl ia atât de multă lume și nimeni nu-l condamnă de fapt. Nu-l condamnă până într-un punct, pentru că în momentul în care alcoolicul ajunge să deranjeze, devine agresiv, nu mai merge la muncă, nu mai aduce, cum se spune, bani în casă, atunci când ne deranjează, vrem să scăpăm, să fugim de acolo. Vrem să fugim de acolo. Ideea este că câteodată se poate să-l ajuți, câteodată nu se poate. Dacă el nu-și dorește să se ajute, cunosc cazuri în care au reușit să iasă de acolo. Dar au reușit să iasă înlocuind dependența de alcool cu altă dependență, care este mai puțin stigmatizată de societate. Dar asta nu înseamnă că tristețe n-a rămas acolo. După ce a reușit să iasă din dependența de alcool, a început să vină la terapie. Și așa și-a dat seama ce îi se întâmplă. De fapt, cu toate că el a făcut dezalcoolizare, chestie chimică, a încercat o formă de terapie. Greu, foarte greu. Da, se pare că este un proces. Ne uităm în societate, da, există, nu ne mai putem face că nu observăm, că nu există. Este nevoie să ne aplicăm cu înțelegere, cu multă, multă compasiune și să ne informăm și mai mult decât atât să cerem ajutorul oamenilor specializați. Și după părerea mea, atunci când treci pe acolo, știi cum este, pentru că una e să studiezi, una e să înveți și alta e să ai o astfel de experiență. Pentru că mă gândesc că decât un copil care și-a văzut tatăl consumând substanță și ajungând într-o dependență, poate să înțeleagă, poate să simtă și poate să și susține emoțional. Pentru că exact cum tu ai spus, este vorba de foarte, foarte multă tristețe și nevoie ca cineva să-ți fie alături, să-ți ofere un cadru de susținere, de înțelegere, multă compasiune, iubire. Eu acum, din experiența mea cu clienții, știu un lucru, că dacă el își continuă suficient de mult terapia, e aproape imposibil să nu iasă de acolo. Da, cât se ține la distanță de substanță, cam cum stau lucrurile. Tu dacă ai fost alcoolic odată, tu nu mai ai ce să te mai apropii de alcool, pentru că alcoolismul va reveni, pentru că există un traseu neuronal acolo care e format pentru acea dependență. Și este singura ta șansă este să nu mai pui niciodată alcool în gură. După o detoxifiere chimică, evident, cu urmată de o terapie.
Numai puțin, și această informație trebuie, cum să spun, să fie adusă la cunoștință și familiei, se aduce Da. și societății, și să căutăm în așa fel încât și noi, ca grup, ca și comunitate, să ne îngrijim ca această persoană să nu mai intre în contact, adică cumva să nu mai aducem către el. Da, în principiu să nu mai aducem către el, dar aici îi se poate manifesta voința. Deci după ce și-a făcut dezintoxicarea chimică, după ce și-a început terapia efectivă, da, celălalt tip de terapie, el nu mai trebuie să ia contact cu substanța chimică. Da? Pentru că alcoolul este o substanță chimică. Până în acest moment la care filmăm noi, încă nu s-a descoperit cum acționează efectiv alcoolul în corp. Încă nu se știe. Ce se știe foarte clar este că apare dependența relativ repede. Și atunci e nevoie de foarte multă susținere. Și din partea familiei foarte multă susținere și foarte multă înțelegere. Asta cu condiția, dacă el nu este foarte violent. Pentru că dacă el este foarte violent, tu nu mai ai ce să faci în momentul ăla, tu trebuie să te aperi pe tine. Nu mai ai ce să faci, pur și simplu. Da, și vreau să te întreb, Gabriela, dacă un om care consumă în fiecare zi o anumită doză de alcool, azi așa, mâine așa, și este ritualul lui zilnic, spune el, acesta este un alcoolic sau cel care odată pe an a avut o beție și, mă rog, o mahmureală? El este definit ca și cel care consumă zilnic alcool. Care a avut o dată pe an o beție, e o dată pe an o beție, adică... Și povestea asta, hai că în fiecare zi luăm așa o doză și intră într-un obicei, într-o rutină, riscă să se ducă către, cu pași siguri, către ceea ce se numește alcoolism. Cu pași înceți și siguri, acolo se ajunge. Pentru că se intoxifică ficatul la un moment dat și nu mai poate face față, atunci ficatul nu mai poate face față fără doza de alcool. Iar tu nu mai ești capabil să-ți generezi endorfinele. Și asta se întâmplă. Și pur și simplu intri într-un cerc atât de vicios încât greu. Iar de unul singur, eu până acum n-am citit nici în literatura de specialitate, nici n-am auzit cineva reușit să iasă singur din dependență de alcool. Tu spui că ai lucrat și știu că ai rezultate extraordinar de bune cu oameni care vin către tine cu această situație, cu alcoolism, și știu că unii au avut rezultate extraordinar de bune și de frumoase, într-adevăr, cu dorință, cu muncă, cu perseverență și susținut de familiile lor. Da, ideea este că cei care au ajuns la mine trecuseră de faza chimică. Deci n-am avut în terapie cineva, nici nu pot să-l iau înainte de a trece de faza chimică. Pentru că eu nu pot să fac așa ceva. Nu este specialitatea mea, nu mă pricep, nu e o chestie la care mă pot angaja. Dar dacă tu ai trecut de faza chimică și ești dispus, creierul își schimbă traseele neuronale între 6 luni și 9 luni. Deci un minim de terapie este de 6 luni ca tu poți să poți schimba traseul neuronal. Altfel nu se poate și el trebuie susținut în permanență. Foarte multă implicare și angajament acolo și din partea terapeutului care își va face partea lui, dar și din partea clientului care trebuie să-și facă partea. Pentru că dacă tu continui să te duci în același mediu, la un moment dat mediul te va copleși. Pentru că mai e un mare mit că sunt numai bărbații alcoolici. Oh, da, un mare mit. E un mare mit. Da. Procentul după statistici este cam jumătate-jumătate, 45 la 55, 45 femei, 55 bărbați. Deci nu e chiar așa. Doar că femeile consumă mai mult în intimitatea casei, bărbații consumă mai mult în restaurante, în locuri specializate. Dar ele sunt egale, aproape egale. Da, și ne confruntăm cu această situație și în rândul tinerilor. Uf, tinerii vin din perioada adolescentină în care toate o iau razna la ei. Nu se înțeleg cu părinții,
nu-i acceptă așa cum sunt, vor să le traseze căi de viață doar cum vor ei, neînțelegând că, în primul rând, adolescentul nu mai e un copil, în al doilea rând, adolescentul vrea să-și aleagă viața așa cum vrea el să-și o trăiască. Și atunci apare conflictul. Conflictul dintre generații, conflictul dintre părinți și copii, care e firesc și natural. Dacă adultul, părintele, nu învață să gestioneze el acest lucru, va scăpa copilul din mână, așa cum spune el. L-a stricat anturajul. Anturajul vine doar să pună capac la ce e stricat deja acolo. Pentru că un copil care este înțeles acasă, este ajutat acasă, nu va avea tendința vreodată să se ducă într-un anturaj să consume orice fel de substanță. Va spune, da, e ok, dar eu nu vreau. Și va putea să pună limită. Dacă el acasă nu e înțeles, nu este iubit, nu este acceptat, va fugi spre grup. Și ca să poată aparține grupului, atunci va face ce face grupul. Nu că ar vrea să devină dependent de vreo substanță, ci pur și simplu el are nevoia de a aparține. Și pentru că acasă este refuzat, aparține grupului. Da, pentru că nevoia de apartenență toți o avem, suntem oameni pe această planetă și așa cum avem nevoile de bază, nevoile de hrană, locuință, nevoia sexuală, avem și nevoia de apartenență. Și atunci când simțim că nu aparținem familiei, că suntem așa oaia neagră, căutăm în grupuri. Și anturajul, cum ne exprimăm noi, exact cum ne spune și Gabriela, nu e din cauza anturajului. Anturajul vine decât să scoată în evidență ceea ce este de fapt. Gabriela, te-aș întreba dacă acolo unde avem un tată dependent de substanțe, spunem, un tată alcoolic, noi, ajunse la vârsta maturității, poate nu manifestăm dependența sub formă de alcoolism, însă poate ar fi momentul să ne uităm sub ce altă formă mascată de manifestăm dependența. Pentru că, din câte știu și eu și, mă rog, mă documentez, atât din, cum spun, teoretică și din partea practică, dependența se transmite, toți manifestăm dependență în diferite grade și sub diverse forme. Unii dintre noi recunoaștem, alții o negăm. Negarea dependenței e o formă de apărare. Pentru că fiind strategia ta de supraviețuire, tu ce vei face? Vei spune că, tata, eu nu sunt dependent de muncă, doar îmi place să muncesc. Ok. Dar dacă ajungi la epuizare muncind, pentru că tu în momentul în care muncești foarte mult, nu te epuizezi doar fizic, tu te epuizezi și emoțional. Pentru că durerea aia din interiorul tău se cere văzută. Cumva tot timpul o să-ți apară flash-uri, amintiri care spui, dar eu nu m-am gândit acolo. Dar amintirea aia a apărut, tu ai negat-o și ai dat-o la o parte. Singura șansă reală este să o adresezi. Pentru că nu reușești, de unul singur nu reușești. De unul singur reușești, ca, știi cum e, ca și cum ai avea un minge. Și de câte ori îți apare la suprafața amintirea, tu să spui, nu există acolo, și începi să-i dai în cap. Și dai o dată, și dai de două, și dai de trei, și dai de nou. Iar la un moment dat ea va deveni atât de puternică încât îți va buși în față. Și tu o să spui, dar eu ce am făcut? Că n-am făcut nimic deosebit. Nu, doar 5 ani, 10 ani, nu te-ai uitat la acea durere care era în tine. Și după aia spui, ok, dar de ce am făcut depresie? De ce e atâta tristețe? Păi e pentru că dacă nu te-ai uitat la ea, ea nu s-a micșorat, ea a crescut. Pe măsură ce timpul trece, nu vindecă nimic. Dacă nu te uiți acolo, asta nu înseamnă că ele se vindecă. Sub nicio formă, duma aia cu timpul le vindecă pe toate, nu, timpul nu vindecă nimic.
Da, și acum și în astrologie, eu tot le spun oamenilor că Saturn patronează timpul și Saturn nu are în fișa postului să vindece. De vindecare se ocupă altcineva și sintagma lasă că trece timpul și timpul le vindecă. Nu este așa. Timpul nu face decât să accentueze, să mărească și vine un timp, vine o vreme în care durerea se vrea văzută, pentru că se cere vindecare. Da, ne apropiem așa cu pași repezi de finalul emisiunii. Te-aș ruga, Gabriela, să ne spui unde te găsesc oamenii, cei care au rezonat cu tine, cei care simt să vină către tine. Canalele obișnuite, pe Facebook, pe Instagram. Am un site în construcție pe care promit să-l termin până la jumătatea anului ăsta. Da, suntem sub energia lunii noi în Capricorn și ne luăm angajamente. Și Gabriela și-a promis ea ei că va termina site-ul pe pagina de Facebook care se numește Elena Gabriela Azlei. Ți-ai promis tu ție că ai să postezi mult mai des, ai să fii mult mai activă. Da, am avut o perioadă în care postam săptămânal, după care pur și simplu n-am mai avut timp. Pentru că ne face senzația că postările sunt așa o chestie pe care o facem de la un minut la altul, așa e. Ele trebuie să aibă o cursivitate. Da, acum nu spun că toată lumea face la fel, eu spun cum fac eu. Pentru mine ele trebuie să aibă o cursivitate, un articol să se ducă de la unul la celălalt. Iar mie personal mi-e foarte mult timp să fac articolele pentru Facebook sau pentru Instagram, deci nu contează. Și la un moment dat pur și simplu n-am mai avut energie și n-am mai avut timp pentru asta. Acum de pe 11 ianuarie am început să postez din nou. Mi-am făcut o altă strategie, o altă. Păi da, pentru că Capricornul vine cu strategie, cu organizare, cu gestionare și na, fiecare dintre noi avem un sector din viața noastră în care suntem invitați să ne organizăm mai bine, să fim mai conservenți, mai perseverenți, mai. Dar eu acord fiecărui client care vine spre mine, am o rubrică pe pagină unde poți să-ți faci programarea, iar o jumătate de oră, 45 de minute, complet cadou pentru tine, să vedem dacă rezonăm, dacă putem lucra unul cu celălalt, pentru că mie mi-ar place să pot ajuta pe toată lumea, dar nu toată lumea rezonează cu mine și cu stilul meu. Și atunci îți trebuie un alt terapeut, unul care e potrivit pentru tine. Și am acolo o rubrică în care tu îți poți face programarea. Fie foarte frumos, ți-ai făcut-o, ne vedem o jumătate de oră, 45 de minute, îți explic exact ce se întâmplă în timpul terapiei, cum decurge, vedem dacă rezonăm, dacă putem intra în armonie unul cu celălalt, pentru că o parte foarte importantă a terapiei este încrederea unul față de celălalt. Eu trebuie să văd dacă te pot ajuta. Tu trebuie să vezi dacă îți place mâna întinsă de mine. Păi, dragilor, eu vă invit să o contactați pe Gabriela. Gabriela oferă cadou prima întâlnire în care se creează punți de legătură, se creează sau nu se creează, și abia după aceea se intră într-un program terapeutic organizat, structurat, unde lucrurile sunt foarte bine cuantificate, cu teme pentru acasă, în stele Nu cu. neapărat teme pentru acasă. Ideea este că eu, ca să pot ajuta foarte mult clientul și clientul să-și dea seama că îl ajut, eu iau niște simptome măsurabile. Ok, cum ne simțim acum? Unde se simte în corp? Care e intensitatea? Cât timp durează? Și așa mai departe. Adică tot felul de simptome din astea care pe client să-l ajute să-și dea seama unde e. Și pe măsură ce noi înaintăm în terapie, de fiecare dată noi reluăm simptomele măsurabile. Ok, s-a făcut progres de la o terapie la cealaltă sau nu s-a făcut progres? Pentru că dacă după a treia terapie nu se face niciun progres, înseamnă că nu-i metoda potrivită pentru tine. Că nu toate, nu metoda pe care o folosesc eu asta nu înseamnă că e potrivită pentru toată lumea. Evident că o să pot să spun că este grozavă și nemaipomenită. Este pentru mine. Dar asta nu înseamnă că toată lumea rezonează cu ce îmi place mie. Da, este minunat atunci când suntem onești, când suntem integri, pentru că această energie a integrității, noi cu noi și a onestității, este cea prin care putem face cu adevărat ceva, ne putem aduce aportul în comunitate
putem să ne susținem reciproc. Pentru că, exact cum spune și Gabriela, dacă nu sunt rezultate, nu înseamnă că terapia nu e, cum să spun, bună, nu e potrivită. Sau nu poate potrivit. Rezonanța, poate... Da, e vorba și de foarte multă încredere pe care tu trebuie să iei o curs terapeutului, că el te poate ajuta. Da? Și se formează o relație terapeutică care durează până tu formezi relația aia terapeutică. Nu poți spui așa, am văzut-o pe Facebook și e grozavă și e n-am mai pomenit și să vezi că mă scoate așa. Nici cu această așteptare exagerată nu te poți duce acolo, pentru că dacă terapeutul este onest, o să-ți pună limite la chestia asta. Pentru că e ușor să vinzi, vine la mine, te vindec eu. Nu e așa. Nu e așa. Nu toate metodele se aplică la toată lumea. Uite, am să povestesc ultimul caz care este de anxietate socială extrem de puternic. Da, numai că, Gabriela, noi ne îndreptăm așa cu pași și repezi, timpul a zburat. Va fi cu siguranță o următoare întâlnire și atunci am să te invit să vii și cu câteva exemple concrete, fără să dăm nume, fără nu, să... Evident, pur și simplu nu. O abordare la nivel, să spun, general, cu situații de viață, lucruri cu care toți ne confruntăm până la urmă. Gabriela, te-aș invita pe finalul emisiunii un mesaj de suflet de la omul Gabriela către cei care aleg să urmărească această emisiune și, mă rog, care ne-au însoțit astăzi în călătoria noastră timp de 40-45 de minute pe tărâmul dependențelor și anume alcoolismul. Acum, părerea mea este că în orice situație există o posibilitate de vindecare. Depinde foarte mult de tine dacă vrei sau nu vrei. Dacă tu vrei, întotdeauna apare o mână care te va ajuta să ieși de acolo. Cu singura condiție să ai o intenție clară că vrei să ieși de acolo. Câteodată terapia durează mai puțin, câteodată terapia durează mai mult, nu există un termen fix. Să pot să spun, în 3 ședințe te-am făcut bine, nu merge așa. Mulțumim, Gabriela. Mulțumesc. Elena Gabriela Azlei, așa cum este numele tău complet, te așteptăm data viitoare să abordăm o altă temă, exact cum am spus, să venim cu cazuri din terapie. Și vă invit, dragilor, să o căutați, să o contactați pe Gabriela, vedeți dacă rezonați, dacă da, minunat, dacă nu, asta este. Eu vă mulțumesc, ne revedem pe data viitoare, omul, între soartă și destin, viața, o călătorie inițiatică.